Salutare adelor, eu sunt Pepper și bine v-am găsit la episodul 12 din Shader City. Folosesc Faithful, da, se combină mult, mult mai bine cu shader-ul, cu Zeus V08 pe care îl folosesc eu. Cum îi spunem, mulți dintre voi oricum ați ales deja Faithful. Și da, am văzut că ați downloadat câțiva dintre voi ați downloadat mapa. Stai să iau torțele de aici. Și mi-ați dat niște coordonate foarte bune. Nu mai țin minte exact. Stai că le-am scris pe foaie. Știu că mi-a dat cineva la 40, dacă țin eu minte, X40, că ar fi diamante, mai exact, pe aici. Uite, stai. Deci, 40. Cam aici, cred că aici, da. Cam pe aici, uite, aici, să zicem. Nu știu sigur, nu bag mâna în foc, așa mi-ați spus. Stai așa să stau aici să sap în două părți pentru că nu vreau să pic în ceva lavă. Chiar nu vreau. A, da, și mi-a mai dat cineva, mai exact găbițu. Consider că ăsta e cel mai aproape. A, uite, Iron. Cel mai aproape coordonate de un mob spawner. Un spawner de zombie, de fapt. Și să căutăm. Deci X-ul ar fi 97. Știi ce? Haide în mină că stai așa. De data asta nu o să mai pun pe speed up sau nu știu. Nu o să pun pe speed up acum pentru că vreau să ajungem la spawner. Și dacă n-ajung la spawner, asta e. Ia stai. De-aia căul nu mă interesează. Știu că poți lua mob spawnerile cu silk touch, cu un pickaxe de diamond care are silk touch, dacă țin eu bine minte. Așa. Diamonds. Ia să vedem unde ai găsit tu diamonds, măi. Ardeiule, că tu mi-ai dat coordonatele astea, să văd unde ai găsit tu diamonds. Dacă găsesc diamonds, ești epic. Dacă nu găsesc, asta e. Coordonate, ia să vedem. De obicei, pe la 9, 10 sau 11 sau 8, nu știu, găsești diamante la Y. Să vedem. Dacă aș găsi diamante, acum aș duce și mi-aș face alt pickaxe. What? Ia stai. Lol, pe aici a mai fost, da, clar. Ia să văd pe aici. Știu, parcă mi-ați mai spus voi să nu folosesc ăsta, dar trebuie să-l folosesc, mă. Că altfel nu pot să mă mișc mai rapid. Chiar nu pot să nu-l folosesc. Știi tu ce pickaxe rapid e? Cât are efficiency 4? Lol, și ziceam că are efficiency 3. Ia auzi lavă. Bine că am shovel-ul cu mine. Haide, mă, dăm diamond-ul ăla. Nu mai dai nimic. Știi ce? 97 X-ul. Suntem destul de aproape. Uite, 62, destul de sus stratul. Ia hai de sus să mergem la spawner. Că de, avem un spawner. Deci 97 zici, da? X97. Adică în față. Opa, gata, avem. Folosim pickaxe-ul de diamond. Deci X97. Uite, deja se aud zombie. Deci 97 pe aici. Acum să mergem sus. Sus. Ia să vedem. Da, se aud zombalăi. Cred că aici e spawner, da. Uite, mă, că știu să mă orientez după coordonate. Deci am impresia că am mai fost pe aici. Pentru că am mai fost, da, normal. Marș.
marș. 97, 97. Y-ul e stratul. Deci... A, mă, ce dracu. Așa. Gata, nu mai clămpăniți așa. A, nu pot să mă concentrez, deci... În sus, trebuie să sap, da? Haide sus. Au! Marș, marș, marș! 97, 97. Unde e, unde e? Așa sus, mă, mie nu mi se pare. Mă rog, dacă așa zic coordonatele. A, Z. Z 600. Wow. Stai că nu m-am luat după Z. Ok. Deci, după Z nu m-am luat. Wow, e destul de... Wow! What the fuck? Ce cu bugul ăsta, mă? Lavă, dar nu era lumină. Știi ce era să intru frumos? În lavă. Hai mai repede. Hai mai repede. Oh, căcat. Începe să se ducă Z-ul. Nu știu. Deci, opresc puțin până găsesc spawner-ul, nu știu, vedem, că n-ai rost să vă mai plictisesc, așa că revin imediat. Nu mai am nici torțe și am găsit asta. Poate să-mi spună și mie cineva ce fel de spawner e ăsta și unde-i spawner-ul? Deci sunt exact la coordonatele care mi-au fost date. Ia să sapem mai jos puțin. O snap. Fut. Unde e spawnerul? Cred că pot să le iau cu silk touch. Nu e corect. Nu e corect. Deci nu e corect. Name tag. What the fuck? Name tag, o găleată, iron, de fapt stai. Se dă și gold horse armor. Mai la mișto. Cream că pot să le iau cu silk touch. Doar atât. Și de când spawnerele sunt așa în Minecraft? De când? Unde mi-e lopata? Unde mi-e lopata? Oh, music disc. Două music discuri, de fapt. Ia să-i mai caut eu pe aici, că poate, poate mai găsesc ceva, vreun chest. Cine știe? Măcar să nu fi venit degeaba, știi, că deocamdată am impresia că am venit degeaba. Bine, am luat chesturile astea, n-am venit chiar degeaba, dar... Eu, principal, am venit pentru zombie. Să iau spawner-ul, de fapt, și să fac unul aproape de casă. Stai să iau ăștia. Chestiile astea. Cum se numesc ele? Moss stone. Ok. Iau astea. Că, nu știu, poate pe viitor fac ceva din ele, nu știu, o construcție sau pun pe lângă casă, prin casă, pe sub casă. Asta nu știu. De ciudat. Vreau să-mi spuneți și mie dacă pot lua vreodată cu vreun pickaxe, cu vreun enchant, vreun spawner de zombie. Ca să, nu, de altă dată să nu mă mai stresez, știi? Adică să nu le mai distrug degeaba, atât. Opa. Ok, revin imediat când ajung acasă. BRB. Am revenit și... Pă, ce-am? Music disc cat. Cred că mai am unul cu... Mai am un music disc cat în chest. Ăla de l-am luat de la Creeper. Acum nu știu, asta e să... Nu, asta e altceva. Mă rog, le punem aici, asta aici.
Bun, stai. Minereuri, chestia, gold horse armor, interesant. Interesant. Unelte, ne, asta le pun aici. Așa, nasol că nu merge să le stachez. Asta e foarte, foarte, foarte nasol. Și cam așa, da. Uite un bon, hai să las acolo. Căulul îl pun aici. Băi, eu chiar nu știu ce trebuia să fac, adică ce enchant îmi trebuie ca să iau ăla, cum îi spunem, ca să pot lua spawnerul. Ce enchant, sau nu-l pot lua deloc cu niciun enchant? E, mă rog, să nu uitați să spuneți și voi în comentarii ce enchant îmi trebuie sau măcar dacă îl pot lua cu vreun enchant. Nu de altă dată să nu stau să sper așa degeaba. Da, să nu uitați. Nu știu, îți dai seama dacă l-aș fi luat, aș fi făcut un spawner imediat. Aș fi construit o clădire imensă, aș fi pus spawnerul, aș fi lucrat foarte mult la el, să iasă perfect, imens, doar că uite că n-am avut noroc, asta e. L-am și stricat, știi? Dacă nici cu pickaxe-ul de diamond și silk touch nu-l ia, cu ce să-l mai adunci? Chiar nu știu. Chiar n-am idee cu ce l-aș putea lua, pe bune. Uite, da, harta e ok, arată bine harta, n-am problemă. Ce să mai fac, chiar nu știu. Nu mai am nicio idee, nu mai am nimic de pus la punct. Sau de un zombalău. Și chiar nu știu ce să mai fac. Aici unde mi-a dat cineva niște coordonate pentru chestia asta, cum că ar fi aici de la diamante, cum că ar fi diamante, nu le-am găsit, nu știu, ori noi fi săpat eu cum trebuie și pe unde trebuie, ori coordonatele n-au fost bune, dar cred că au fost bune pentru că mi-a arătat și pozele. Și na, bine, e mai ușor să găsești un mob spawner după coordonate decât niște diamante, că na, mob spawner e acolo, dar diamantele le găsești în 10.000 de ani, mai greu, după coordonate. Mai repede le găsesc așa, la bulan, la noroc, decât cu coordonatele. Nu știu, chiar nu știu ce să mai fac, poate episodul ăsta o să fie super scurt, chiar nu am idee, vă rog, lăsați coment să mă duc undeva, să fac ceva, nu știu, ce aș putea să mai fac? Chiar nu știu, casa, fermele, totul e ok, nu știu. Chiar nu știu. Să mă mai duc eu off camera să caut un mob spawner? Sau să mă mai duc acum? Cred că mi-a mai dat cineva niște coordonate. Stați puțin să mă uit pe Skype să văd. Poate mi-a mai dat cineva niște coordonate. Nu sunt sigur. Să văd. Revin imediat. Nu m-am mai dus după spawner. Am găsit un sat. Un village. Am tot căutat. Am tot mers așa după alea de la spawner, dar am găsit village-ul ăsta. Nu știu ce dracu e aici. Bine, gol în general. Și ăștia care mierlesc pe aici. Sper să găsesc un chest cel mult. Bine, nu știu de ce mai urc sus pe aici, că nu-i nimic. Haide mă, du-te jos. Mă scuzați, nu e vina mea, n-am ce să fac, nu știu, chiar n-am nicio idee. Ia, aici pe aici. Și se plimbă ăștia, mă. N-ai treabă cu ei. Aș vrea să-i omor. Să-i omor. Mă întreb dacă am fost în toate casele și nu cred. Uite-l pe sensei. Uite, aici s-ar putea să fie chest.
știi ce? Ia, stai frumos că iau eu toate astea. Da, mai bine le iau așa decât să iau decât cărțile. Da. Măcar am ales eu cu ceva, cu niște CD-uri, cu armură de cal, niște saddles și uite, iau și niște bookshelf-uri. Unde alta? Le mai pun acolo la enchanting table, știi? Ia, mai sunt și pe aici. Opa, mi s-a părut că am văzut un creep. Ah, da, uite și aici. Perfect. Păi cu voi cum urcați, mă? Așa. Hai că v-am deschis ușa. Cred că se supără că le fură. Ei, asta e. Nu mai citiți, mare brânz, oricum nu e nevoie să citiți un Minecraft. Pentru ceva trebuie citit. Oricum e o limbă ciudată. Mai ales la enchanting. Foarte ciudată. Așa. Bun. Stai puțin că am văzut ceva. Uite aici niște furnace-uri, furnale, lavă. Ah, uite un chest. Opa. Pâine și iron. Ah, am venit să fur. Fur tot. Tot fur. Uite, castelașul ăsta pare drăguț. Sincer. Și fântână. Și chestul ăla părea drăguț când era plin. Acum hai de acasă, dacă mai ajung acasă, nu știu unde o fi. Bine, știu, decât de la X e 132 casa, cel mai aproape. Știu că am hartă, dar nu mă aflu pe hartă, deci dacă nu mă văd pe hartă, n-am de ce să mă uit la ea. 132, da, deocamdată minus 600, 9. Apă? Hai de capul meu. Da, am revenit și mă uitam la coordonate să ajung acasă, adică la X132. Și ia uite de ce am dat, X100 și ceva, oricum nu cred că sunt eu așa aproape de casă. Dar aici n-am mai fost clar. Ia stai să iau niște de astea. Că poate, na, știu cam ce e pe acolo. Încă de știu dacă calci pe ceva. Bubuie sau nu știu, sub chesturi sunt niște, cum le spune, TNT-uri. Da. TNT-uri, TNT-uri. Eu v-am spus, vreau să mă urc acasă și după coordonate astea. Ia să văd. Deci nu calc pe asta, da? Ia uite ce aici, ia uite. Satana. Stai să le iau. Păi da, o să-mi trebuiască. Adică nu știu dacă o să-mi trebuiască mie, dar zic și eu. Am vezi, fac gravagii. Sandstone. Ia stai că iau tot sandstone-ul de aici. Frumos. Așa. Ia uite, ce frumos e el. Mai ales ăla cu față de creeper. Lasă-l, ce? Eu nu o să construiesc? Păi da. Gata, am cam rupt tot de pe aici. Ia să vedem. Așa. Da. Iron, bone, golduri. Mai mult gold, bone, rotten flesh. Mai mult gold, rotten flesh. Mai mult bone, rotten flesh. Mă glumești, frate? Eu cred că își bate și eu de mine, adică... Da. Nu vreau. Tot de dracu. E, asta e. Norocul, adică ghinionul meu. Opo! Fuck! Era culmea, știi, să pierd tot.
fapt tot, mă căcam în ele de... Mă căcam în ele de aur și de... Nu știu ce mai am luat eu de pe aici. Mă interesa pickaxe-ul, frate, și sabia. Astea, că sunt și enchantate și am dat o grămadă de de diamonduri pe ele. Ia. Pe aici oricum cred că nu mai e nimic, deci hai să ieșim afară. 132, ok, pe unde, pe unde? Enderman. Ah, da, știu că tot ziceam să omorăm niște Enderman, dar seara, cum... Dar nu-i văd pe aici, încă nu au apărut. Enderman, 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 wow, ce e aici, wow, 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 gata, gata, plec, 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 nu, nu, nu vă mai deranjez. Cactus. Deci, în episodul ăsta n-am avut noroc, absolut deloc, noroc deloc. Oh, 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 mersi de boost, mersi fain de boost. N-am avut noroc deloc cu spawnerele, am găsit unul, dar l-am spart. Bineînțeles că, na, ce să fac eu altceva, decât să sparg chestii. Și da. Ok, pun puțin pauză până ajung acasă, nu știu cât o să dureze, dar mă rog. Și atunci oprim videoclipul, să vedem. Da, în loc să ajung acasă, am ajuns pe o insulă cu nu știu ce dracu, atâția creeperi și un enderman. Și vai de capul meu câte slime-uri. Și vai de capul meu că o să mor, cred, cel mai probabil. A, mai du-te dracu de aici, mă. Marș, marș de aici. Câși, câți de aici, plec. Eu nu vreau să ia Enderman-ul de mine, atâta tot. Tu, marș. Marș de aici. Pleacă. Hei, slime-urile, unde sunt? Nu spune că erau niște slime-uri. Și creeper-ul a bubuit lângă ele. S-au dus, dracu. Stai, parcă le aud. În apă? Poate? E, pe dracu, în apă, nu în apă. E, și tu, gigel mușchiulos, nu mi-ai dat nimic, nici tu. Băi, dracu sunt, frate, n-am mai pomenit așa ceva. Pe bune, n-am mai văzut așa ceva. Omori, bine, b-a bubuit creeper-ul lângă slime, dar totuși nu-mi dădeai și mie nimic. Am murit Enderman, nu mi-a dat nimic. Frate, ceva de... Doamne, doamne. Gata, am ajuns acasă. Am ajuns acasă, dar cu game rule. Keep inventory true. Pentru că altfel nu mai puteam, frate. Deci eram super departe. Mă crezi că am stat o grămadă. Am stat 20 de minute să... să vină ideea asta cu keep inventory. Frar, mama ia dracu de idee cu... Hai de cap. No, clar, clar, deci... E super enervant. N-am ce să fac. Hai să pun și asta. Ești de fapt, stai, că o să mă duc să... Deci, dropuri. Așa. Așa. Căcaturi astea le arunc, știi ce? Hai că le arunc. Hai de aici, numai că... Cum, frate, acolo... Stai puțin, că am uitat și să pun shader. Știi cât timp caut baia... Casa, nu mai... Stai. Nu mai folosesc shader-ul, că... Na, n-are rost. Așa, hai de acolo. La ăsta, cum îi spune? La enchanting chestii, să punem și astea, să vedem. Și că poți să înveți să citești și limba enchantului, limba Minecraft-ului. Ia. Ce chestii mai... stai. Poți să-mi enchantezi lopata aia, să vedem.
Cine dracu poate învăța să citească astea? Chiar nu știu, chiar nu pot să-mi imaginez. Și acolo, mă, la templul ăla din, cum îi spune, din deșert, cum să dai tu decât gold, să nu dai un diamond, mă lași? Sau acolo la... Bine, la spawner mi-a dat ceva chestii, n-am să mint, sincer, n-am să mint, mi-a dat armura aia de cal, mi-a dat două discuri. Acum n-am să mint, chiar e ceva. Mă rog, nu uita să lăsați în descriere niște sugestii, ce să fac în continuare, ce idei, ce să construiesc, ce să fac, nu știu. Că nu știu. Că nu știu, da? Vă mulțumesc foarte mult că ați urmărit și acest episod și că nu v-ați plictisit. Sper, dacă v-ați plictisit, dacă v-ați plictisit, îmi cer eu scuze din tot sufletul. Și ne revedem în episodul următor. Bye, bye!